soi de struguri considerat regina viței de vie crește într-o podgorie din județul Cluj. E vorba de Chardonnay, singurul soi de struguri din care se obține șampania sau vinul spumant. În podgoria din Cluj, unde se cultivă pe câteva hectare Chardonnay, nu se produce șampanie. Dar strugurii aromați sunt folosiți pentru obținerea a două soiuri de vin, Chardonnay vinificat în stil clasic și Chardonnay baricat. Haideți să aflăm care sunt diferențele dintre cele două tipuri de vin și cât de potrivită este clima județului Cluj pentru cultivarea viței de vie Chardonnay. O să observăm imediat și culoarea. Acum, nu este cadrul cel mai perfect pentru că avem o multitudine de culori în jurul nostru. Dar observăm o culoare puțin gălbui, galben-verzui, strălucitor. Este Chardonnay-ul obținut din producția lui 2017. Arome de măr, mărul acela de vară, măr verde de vară, combinat cu citrice, puțină pară. Pe dealurile Turzii au fost plantate primele vițe de vie Chardonnay în 2012, iar primii struguri au fost culeși 2 ani mai târziu. Nobilele vițe de vie s-au adaptat bine la temperatura din acea zonă, așa că acum producătorii obțin în fiecare an cele două tipuri de vin, Chardonnay clasic și baric. Varianta fresh, obținut doar în tan de inox, dar avem și Chardonnay-ul baric, un vin care a fost maturat la butoi de stejar undeva la 5 luni de zile și pe care noi îl producem într-o ediție limitată, nu depășim 5.500-6.000 de sticle anual. Haideți să deschidem și o sticlă, să vedem ce avem aici. Acesta este cel ținut în... cel obținut doar în tan de inox, varianta mai fresh. Varianta mai fresh, adică are un gust fructat, floral. Mergem pe partea asta, da, de fructat, de floral, comparativ cu Chardonnay-ul baricat, care ne duce în arome mai complexe, arome de vanilie, simțim și puțin lemn, asta datorită păstării lui la butoi de stejar. La ce mâncăruri asociem Chardonnay-ul? Specialistul are câteva indicații pentru consumatori și spune un mare nu asocierii de Chardonnay cu deserturi. Un vin pe care îl putem asocia cu pește, cu fructe de mare, piept de pui, brânzeturi. Și de ce nu deserturi? Nu l-aș duce spre partea de deserturi, având această aciditate destul de ridicată, cel puțin eu. Gusturile nu se discută și dacă sunt persoane care l-ar pune lângă deserturi, nu comentăm, dar mai degrabă l-aș duce lângă ce am menționat mai devreme. Din experiența de până acum, specialiștii cramei pot spune că femeile aleg varianta de Chardonnay fresh, în timp ce bărbații aleg aproape invariabil Chardonnay-ul vinificat în butoi de stejar.